Cuvânt despre viața viitoare dintre ale fericitului Augustin. Scrie fericitul Augustin această istorie zicând: Fratele meu Ghenadie, doctorul cel slăvit, s-a deprins din tinerețe a fi milostiv și mult îndurat către săraci, precum însuși mi-a povestit. Și i-a venit lui o îndoială de la urâtorul binelui, vrăjmașul, gândind: Oare mai este altă viață după moarte? Și așa petrecea întristat. Însă milostivul Dumnezeu, nevrând să piară lucrătorul faptelor bune, a economisit în acest chip. Odată, culcându-se el pe patul său ca să se odihnească, i s-a arătat în somn un tânăr prea frumos și i-a zis lui: Vino după mine. Și mergând după dânsul, l-a dus pe el într-o cetate unde se auzeau prea minunatele cântări. Și a întrebat pe tânărul care îl purta: Ce este aceasta? Și i-a răspuns lui: Aceasta este cântarea și veselia sfinților lui Dumnezeu. Și după aceasta și-a venit în sine și s-a deșteptat. Iar vrăjmașul iarăși îi zicea prin gând că acestea sunt niște năluciri. Deci, culcându-se a doua noapte, întristat, iarăși s-a arătat lui același tânăr și l-a întrebat: Oare mă cunoști? Iar el a răspuns: Tare bine te cunosc. Și l-a întrebat: Dar unde m-ai văzut? Și i-a zis Ghenadie: Nu de mult am văzut că m-ai dus și m-ai purtat într-o cetate unde se auzeau cântări dulci și veseli. Și l-a întrebat: În ce chip m-ai văzut, în somn sau aivea? Și i-a răspuns: În somn. I-a zis tânărul: Bine ai grăit, că și acum în somn mă vezi. Și a răspuns Ghenadie: Știu cu adevărat că și acum în somn te văd. Deci l-a întrebat îngerul: Unde dar este acum trupul tău? A răspuns: În cămara mea. L-a întrebat iarăși: Au știi tu că acum ochii tăi sunt închiși și fără simțire în trupul tău și nu văd nimic? I-a răspuns: Știu tare bine. Iar el i-a zis: Deci, dar, cu care ochi mă vezi tu acum și privești la mine? Ghenadie sta uimit și nu știa ce răspuns să dea. Îngerul a început a-l dojeni și a-l învăța zicând: Ochii tăi cei trupești acum sunt nesimțitori și nu pot să vadă, iar aceștia cu care privești la mine sunt alți ochi și când vei muri, atunci fără ochii cei trupești ai să vezi și ai să viețuiești și toată știința și cunoștința o să ai. Iată, de acum să pui început bun și să nu te mai îndoiești de viața cea de după moarte. Și zicând acest cuvânt, îngerul s-a făcut nevăzut, iar el s-a trezit. Și de atunci până la moartea sa, n-a mai avut nicio îndoială în inima sa. Iarăși, asemenea acesteia, ne istorisește Sfântul Augustin zicând: Am auzit de la Mihail însuși că i s-a întâmplat a auzi aceasta de la unchiul său, ce se chema tot Mihail, care, iubind mult filozofia, se îndeletnicea mult cu învățăturile lui Platon și cu alte asemenea filosofii și câștigase mare prieteșug cu Marsilie, bărbatul cel prea învățat și sporit în faptele cele bune. Și aceștia doi, Mihail unchiul și Marsilie, de multe ori se îndeletniceau cu vorbe adânci filosofești. Iar odată după obicei, intrând iarăși în noime adânci filosofești și întrebându-se, Marsilie a adus vorba și despre viața cea fără de sfârșit
ce are să se descopere după mutarea cea de aici. Și din multa vorbă ce a fost, au venit la atâta neînțelegere, că au dat mâna unul cu altul și cu jurământ au întărit, că oricare din ei va muri mai înainte, să vie să se arate celui ce a rămas spre mai bună încredințare. Și a mers Marsilie la locul său în cetatea Florența. Și a trecut vreme îndelungată. Odată, Mihail îndelernicindu-se în învățăturile sale acasă, deodată a auzit o alergare de cal care a stat lângă ușa lui și s-a auzit glas strigând, Mihaile, Mihaile, toate cele vorbite de noi sunt adevărate, adevărate. Și sculându-se, Mihail a deschis fereastra și a văzut pe un bărbat îmbrăcat, tot în alb și călare. Și acum l-a văzut Mihail, îndată a întors calul și se ducea. Și a început a striga Mihail după dânsul zicând, Marsilie, Marsilie! Și s-a făcut nevăzut. Și Mihail s-a înfricoșat foarte de aceasta. Și începând a cerceta cu deamănuntul despre Marsilie, a aflat că în ziua și ceasul acela în care i s-a arătat, Marsilie s-a mutat către Domnul în cetatea Florența. După aceea, Mihail, lăsând deșarta filosofie, se îngrijea de viața cea veșnică. Acestea au fost câteva învățături despre viața ce va să fie dintre ale fericitului Augustin. Vă rog să-i dați clipului un like și să vă abonați la acest canal. Femeilor care doresc să învețe cum se poate câștiga dragostea unui bărbat, le recomand să studieze cursul online Iubirea în Hristos. Detalii despre el puteți afla prin linkul din descrierea acestui clip. Doamne ajută!